Privința tinerilor aspiranți, am constatat că nu prea le place să li se dea sfaturi bătrânești. Și au dreptate. Oscar Wilde spunea că este o prostie să dai sfaturi, iar să dai sfaturi bune e de-a dreptul catastrofal. Ori de câte ori am fost întrebat dacă arta actorului se poate învăța la școală, răspunsul meu a fost că se pot deprinde acolo unele legi generale, unele reguli tehnice, dar că misterul creației îl poți descoperi doar singur, foarte greu și de-a lungul multor ani. Uneori, ajungând chiar un mare maestru, descoperi cu stupoare că nu știi tot, că mai există zone misterioase pe care încă nu le-ai descifrat. De pildă, am avut norocul să-l văd pe Laurence Olivier chiar la premiera cu Otello la Londra. Succesul a fost fulminant. Pe tot parcursul reprezentațiilor, întreaga trupă era vrăjită de interpretarea lui și o spunea după fiecare spectacol. Într-o seară însă s-a întrecut pe sine. A fost atât de extraordinar, mult mai bine decât de obicei, încât la finalul spectacolului, întregul ansamblu s-a rânduit de-a lungul coridorului care ducea la cabină și l-a aplaudat frenetic. Olivier a trecut pe lângă ei fără un cuvânt și s-a încuiat în cabină. Stupoare! Ce-o fi cu el? Unul din cei mai apropiați bate la ușă. Larry, ce s-a întâmplat? Deschide-te-l! Ușa se deschide și el continuă. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Ai fost extraordinar. A fost cea mai mare seară a ta în acest rol. Știu, răspunde el. Dar tocmai de asta sunt disperat. Fiindcă nu știu cum am făcut ca să mai pot face și altă dată. Tragedian francez spunea că în asemenea seri Dumnezeu ți-a pus un deget pe frunte. Am avut și o parte de o asemenea clipă de grație când l-am jucat revizorul la Moscova. Lucian Pintilie, care era în sală, pretinde că în scena vieții intrasem într-o stare de imponderabilitate. Da, teatrul e plin de misterii. De ce o zecime de secundă de ezitare anulează cea mai explozivă replică de haz? De ce tusea unui spectator poate distruge un moment de artă construit cu trudă? Vasiliu Bilic se născuse cu un